Mulți ani, Resurse Creștine. Sunt Simeon Felix Marțian și am venit din Valea Jiului, însoțit de fiicele mele și de fratele meu, să ne bucurăm împreună la sărbătoarea aniversării a 10 ani de Resurse Creștine, resurse cu care colaborez doar de 9 ani și jumătate. Vin din Vulcan, de unde aduc și salutul poetei Maria Luca, un nume bine cunoscut iubitorilor de poezie, resursiștilor. Mă îndoiesc că termenul este trecut în text, dar putem să-l impunem, pentru că numărul nostru, acelor care am venit în contact cu resursele și ne bucurăm de el, este mare. Este foarte mare, așa cum s-a venit aici când s-a vorbit în cifre. Revin la numele meu. Nu pentru că ar avea o rezonanță specială, ci pentru că are o legătură cu resursele. Numele meu real, în conformitate cu documentele cu care mă legitimez, este Simeon Marțian. Cunoscut însă ca Felix Marțian, Felix îmi spun toți cei apropiați, și atunci când am postat prima poezie pe resurse, s-a născut și dilema. Cum o semnez? Înclinat spre Felix Marțian, așa cum sunt cunoscut, dar s-ar fi semnat să abandonez numele pe care mi l-au dat părinții. Soluția a fost Simeon Felix Marțian și așa semnez de 9 ani și jumătate tot ceea ce scriu, nume care apare și pe cărțile mele de poezii și cu care voi semna în continuare în colaborare cu Resurse Creștine. Cum a început colaborarea mea cu site-ul? Eu consider că într-un mod miraculos. Era problema căutărilor mele, nu știam exact cum, în ce fel să slujesc, cu ce să slujesc. Ce mă identifică pe mine ca slujitor în timpul de lucru, în ogorul Domnului, așa cum obișnuit să spunem în mediul Evangheliei. Redescoperisem poezia pe care o abandonasem cu multă vreme în urmă, dar mă întrebam, bine, scriu, dar pentru cine? Scriu o poezie, insist, o șlefuiesc și o recit în biserică. Unde sunt ascultat sau nu sunt ascultat, nu toată lumea iubește poezia. Alții preferă mesajul cântării sau predicii. Nu toți sunt iubitori de poezie atunci, pentru cine scriu? În acea perioadă m-am cumpărat și primul calculator și dacă anul nașterii trecut în documentele mele nu mă include în generația IT, a trebuit la utilizarea lui să cer ajutorul celor tineri și foarte tineri, cum eram atunci Andrei Cazacu. El știe de câte ori m-a ajutat. Ei bine, prin acest PC am descoperit universul vast al internetului. Și atunci mi-am zis, ia să vedem care este tendința în poezia creștină pentru că cei deveniți deja clasici mi-erau cunoscuți. Și l-am întrebat pe Mr. Google. Așa m-a ajutat la Resurse Creștine. Poezii creștine. Și am mai descoperit aici, și aici văd eu un miracol, cu uimire că eu, vizitatorul, cititorul de poezie, puteam nu doar să mă adăp cu poezie, ci pot să postez și, deși eram începător, m-am dumirit cum se procedează. În 13 iunie 1986, când site avea deja câteva luni, am publicat prima poezie. Și am continuat. Un lucru foarte bun a fost și faptul că vizualizările sunt contorizate. Este încurajator. Pentru că altfel mi-a rămas cu aceeași întrebare. Bine, scriu, dar citește cineva. Mă chinam pentru că aș putea să vorbesc singur. Pot să vorbesc singur când sunt singur, nu când am un interlocutor sau vorbesc cu unei mulții. Și faptul că era contorizat vizualizările și faptul că a apărut comentarii încurajatoare m-a ajutat mult. Și am scris. De 9 ani jumate am publicat, mi-a apărut ulterior și două volume de versuri și asta pentru că la Resurse Creștine a stat cineva ca să ne încurajez pe cei care putem să scriem, putem să cântăm, putem să scriem partituri și câte și mai câte resurse avem acolo. Un site extraordinar de bogat. Oameni, poștă la listă de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.